Zeci de fermieri și primarii întreabă pe specialiștii direcției agricole județene Olt când vor fi lansate noile programe din acest an. În lipsa răspunsurilor oficiale, agricultorii olteni nu își pot face strategia pentru acest an agricol, scrie gazeta 9.ro. Mulți dintre ei au plantat deja roșile în solarii, dar spun că nu au certitudinea că vor mai putea accesa banii acordați pentru programul Tomata. Directorul Direcției Agricole Județene OLT, Gabriela Andronie, a precizat că nu are date oficiale privind programele guvernamentale ce vor fi lansate în acest an. Fermierii și primarii ne întreabă despre programe, însă nu am nimic oficial. Nu știm ce programe vor fi lansate în acest an. Când avem ceva oficial, vom anunța fermierii ca să știe exact cum se vor organiza, a spus directorul Direcției Agricole Județene OLT. Unii fermieri olteni, mai ales cei din bazinele legumicole, care dețin sisteme de încălzire, au plantat deja roșiile în solarii, însă aceștia spun că nu au certitudinea că vor mai putea accesa sprijinul de 3000 de euro acordat până anul trecut pentru încurajarea cultivării tomatelor. Pentru a continua programele de sprijin, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să emită hotărâri de guvern care să stipuleze atât bugetul estimativ pentru fiecare măsură, cât și termenele pentru depunerea cererilor la direcțiile agricole. Reamintim că Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a subliniat în repetate rânduri că toate programele de sprijin desfășurate a anul trecut vor continua și în 2020.